Ne bucurăm foarte mult să vă auzim. Avem și o imagine cu voi pe screen și vă auzim foarte bine. Aveți libertatea să spuneți ce gândiți, ce doriți voi. Nu vă vom întrerupe cât domnul vă pune pe inimă și ce cuvinte pune în inima voastră, vrem să le auzim. Face, vă mulțumim Pace. mult. N-am fost de la început, nu o nu vedem pe toți cei care sunt în studio acolo, dar am înțeles că este și fratele Luigi. Salutări fratelui Luigi și tuturor celor care sunt acolo. Și fratele Florin Câmpean, pastor la Biserica Philadelphia. Pace! Vă mulțumim în numele Domnului pentru că ne, ne susțineți așa că are bineînțeles un impact asupra noastră foarte mare și nu numai a noastră. Vă spunem că și familia, acum primim uh, mesaje text de la colege, de la rut, de la servici, colegii mei de la servici, prieteni, chiar din, de la distanțe mai mari din Norvegia, care sunt, uh, sunt uimiți de mobilizarea Bisericii și susținerea pe care o avem din partea Bisericii ei n-au simțit sigur personal. Îmi imaginez că asta este motivul pentru care ne, ne spun că sunt mirați de susținerea care o avem, fiindcă nu au experimentat în persoană sau personal susținere în felul acesta, în condițiile în care se află. Biserica, aici aș spune. Dar și noi suntem uimiți, bineînțeles, de -am susținerea care o avem. -am, nu ne-am nu, nu ne gândit. Ne așteptăm ca Domnul să ne încurajeze și să ne susțină, dar nu, nu ne gândeam că o să fie, fie în felul acesta. Uh, uh, da, continuă, ai... Marius. Domnul să fie slăvit! Amin, amin. Îi mulțumim Domnului, vă mulțumim și noastră și ne-am rugat, ne rugat încă de la început pentru cei care se roagă pentru noi ca Dumnezeu să, să le dea și lor credință, să se că și pe ei. Da. Am observat chiar în familie, câteodată știți că... Zici că uite, ne-am rugat și a fost activitatea asta și acum domnul o să răspundă vineri sau o să răspundă luni. luni. Și ne-am rugat ca, ca Dumnezeu să ne întărească chiar dacă răspunsurile nu vin așa cum și când ne așteptăm noi. Dacă ar trebui să răspundeți la întrebarea. Uh, ce a însemnat pentru voi până acum Dumnezeu? Și știu că ați fost o familie deosebită de uh, tineri credincioși, care ați întemeiat o familie frumoasă, care l-ați slujit pe Dumnezeu cu uh, scumpătate, cu demnitate, uh, în situația asta. Uh, categoric că relația voastră cu Dumnezeu are o nouă dimensiune. Ce înseamnă acum Dumnezeu pentru voi? Da, ne, el ne poartă, el ne susține prin, prin tot. Uh, pot să spun că am avut o experiență specială cu Dumnezeu, uh, chiar foarte scurt timp înainte să împlinesc 30 de ani. Acum am 36 yes. și uh, uh, mi-a schimbat total. Uh, viața, experiența aceea și mulțumesc domnului că ne dăm seama că a fost numai harul lui, este numai harul lui. Și am avut momente în care ne-am întrebat amândoi pur și simplu credem că Dumnezeu există? Credem că cuvântul lui este adevărat? Dacă da, atunci sunt implicații, sunt implicații în viața noastră, în deciziile noastre în și a trebuit să ne încredem în el în mai multe situații și chiar în... În ultima timp ne mai zis, domnul, te dai cum, la, cum e la cărtarea asta, care vii care vie, Da. Uh, Lord, I surrender all. I surrender, e, all. I surrender all. I surrender all. Că Asta am conștientizat, că trebuie să, să ne încredințăm în mâinile lui, cu, cu tot, să încredințăm copiii. Când îi trimiteam la școală, încredințam în mâinile Domnului, că ne dăm seama că nu, nu putem să fim cu ei peste tot și nu putem să filtrăm uh, tot ce ei intră în contact cu la, la școală sau pe unde merg. Uh, am învățat uh, încetul cu încetul să, să ne punem încredere în Domnul. Și poate a fost foarte multă teorie, într-un fel. Noi aici am mai avut întâlniri de părtășie la biserică, am vorbit foarte mult despre faptul că biserica în alte zone ale lumii are o altă experiență cu Domnul, care aici este un pic străină. Și Evanghelia care se predică aici, în ultimul timp, nu prea pot să le opredici celor care sunt încercați cum sunt încercați în altă zonă. Și am încercat să trag oarecum așa atenția la faptul că există un preț în a urma pe Hristos și nu, nu ne așteptam să, să, fim puși la testul ăsta în felul acesta. Dar suntem convins că vrem să dăm ori toate la da, trebuie. Mai ales în situația asta, într-un fel e ușor să te crezi în, în domnul că nu ai, nu ai altceva. Așa este. Uh, Marius și Ruth, uh, am vrea să vă spunem, uh, sunt aici reprezentate trei dintre cele șase biserici pentecostale din Chicago. Uh, probabil un total de în jur de 3.000 de suflete, peste 3.000 de suflete, numai bisericile pentecostale, aproximativ 1.000 de suflete, bisericile baptiste din Chicago inima noastră în zilele astea bate la unison, în mod uniform, împreună cu voi și pentru voi. Nu sunt servicii divine în bisericile Betania, Filadelfia, Elim, celelalte biserici, în care să nu înălțăm înaintea lui Dumnezeu rugăciuni pentru voi. Puteți să rămâneți mai departe la Credo TV. Pastorii vor avea câteva cuvinte de încurajare și pentru voi, și bineînțeles că vom comunica în curând. A fost o zi lungă și pentru voi. Sunteți deja de dimineață, ora Norvegiei, pe recepții, având în vedere că ați urmărit protestul de la Oradea, în timp ce protestul. Poftiți! Da, ascultăm. Da. În timp ce protestul de la Oradea de 10.000 de participanți avea loc, la satul mare, mai în glumă, mai în serios, mulți spun că e cel mai mare sat din România, avea loc un alt protest într-o comunitate absolut mai mică decât în Oradea de 1.000 de persoane, în temperaturi foarte scăzute, minus 6, minus 8 grade Celsius. Cu miile, românii au ieșit în stradă și aș vrea să vă spun, voi sunteți vârful de lance care ne-a motivat să ieșim în stradă, dar deja biserica. Uh, abordează lucrurile puțin diferit. Uh, ne dăm seama că am fost asediați, asaltați, că valorile noastre au fost atacate de lume și de fapt ceea ce se întâmplă la ora actuală este un pushback, este uh, o acțiune de contraofensivă împotriva a ceea ce a făcut lumea de zeci de ani de zile în lupta împotriva bisericii.